Dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou interviu Hot News. Fiind weekend, vă propun să scăpăm un pic de coronavirus, politică și deși vedeți vin pe masă la noi, să nu credeți că e un chef așa precum cel al politicienilor, ci vă aducem la o discuție interesantă despre vin, o eternă discuție despre vin. Avem invitat alături de noi un nume cunoscut în acest domeniu, somelierul Ștefan Teriș. Bine ați venit, domnule Teriș, studiourile Hot News. Bine v-am găsit. Dumneavoastră nu sunteți doar somelier, așa că știe lumea, ați fost și ofițer de poliție, bibliotecar, editor. Care e povestea dumneavoastră, așa? Care a fost drumul băiatului Teriș către vin? Drumul a fost destul de lung, pot să spun linde și profesiile pe care le-am practicat până acum aparent sunt în contradicție cu domeniul, de fapt au fost în permanență conectate la lumea vinului. În primul rând am crescut într-o familie de basarabeni, deși sunt născut aici în dreapta Prutului, mă revendic a fi basarabean, genetic cel puțin, o familie de basarabeni din județul Orhei, comuna Seliște. Și crescând în acea familie, evident că am crescut în respectul față de vin și în dragostea față de vin și de gastronomie și de celelalte plăceri, să spunem, conexe domeniului. Apoi am lucrat la Biblioteca Națională, la Serviciul Rezerva Națională de Carte, unde practic erau depozitate acolo cam toate cărțile interzise de regim înainte de 89, toți autorii interziși, începând de la literatura regalistă, literatură regională, legionară, pardon, literatură, autorii căzuți în disgrația regimului comunist, un loc foarte interesant, și acolo evident că am întâlnit inclusiv literatură interbelică din acest domeniu. Atunci am citit prima oară despre somelier, pentru că noi am avut această profesie în perioada interbelică, după care am intrat în școala de ofițeri, fiind pasionat de acest domeniu al artelor, am vrut să mă specializez și am și reușit primii ani cei mai frumoși și am lucrat în domeniul de protecția patrimoniului cultural național, unde am avut și o serie de colegi foarte bine documentați, cu un nivel de cultură mai mult decât mediu, mult peste acest nivel, da? Dar în acest timp, când lucram la protecția patrimoniului cultural național, în timpul unor misiuni, l-am cunoscut și o parte din cărciumarii și bucătarii celebri la acea vreme, înainte de 89, din marile hoteluri din București, Atene Palace, Dorobanți, care la fel au știut să-mi transmită câte ceva din această pasiune. După care, după 95, am revenit la prima dragoste, la cărți, am început să lucrez ca jurnalist, apoi scriitor, în cadrul mai multor redacții, edituri, până am fondat și propria mea revistă Wine & Spirit Club, care am reușit să o țin pe piață cu diferite nume cam vreo 5 ani. A fost una din puținele reviste de vin, reviste premium pe care le-am avut noi pe piață. Din păcate a decedat ca multe alte afaceri din presa scrisă și am rămas cu editura pe care am fondat-o, Vinosofia, care este în același timp și firmă de somelărie, da, pe care îmi desfășor activitatea acum. Și iată, anii au trecut, am cunoscut între timp oameni de o valoare absolut deosebită, care m-au format, unii ca somelier, cum este Sergiu Nedelea, e recunoscut, este cel mai bine cotat, să spunem, și cel mai vizibil somelier la ora actuală pe piață, magistrul meu, de la care și acum am în continuare de învățat, dar și oameni care m-au format ca jurnalist, cum este Alicu Reniță de la Chișinău, unde am lucrat, cred că vreo 5 sau 6 ani,
redactor și apoi redactor șef la revista Natura, revistă de ecologie și turism din Republica Moldova. Ce înseamnă somelier? Lumea tot aude acest cuvânt, somelier. Apare un individ, un domn îmbrăcat frumos, elegant, cu niște medalioane, așa, gen ceva între un episcop ortodox și un mason, da. Așa, tot timpul aceeași impresie. Ce înseamnă un somelier? Somelierul este practic, ca să dăm așa o definiție pe scurt, este practic un arhitect al stării de bine al oaspetelui din restaurant. Mie îmi place mereu să spun nu client, ci oaspete în restaurant, pentru că vorbim de industria ospitalității, o industrie, din păcate, foarte puternic lovită în prezent de această criză. Și somelierul este acest arhitect al stării de bine al oaspetelui din restaurant. De ce spun asta? Somelierul, în primul rând, este perceput la noi pe piață, dintr-o lipsă de cultură, ca băiatul cu vinul și punct. Pentru sau că cel care vrea să-ți vândă un vin mai scump la masă, că sau care îl degustă, patronul, mulți confundă profesia asta, ne cred așa un fel de ghicitori în vin. Îți dă paharul și spune zi-mi din ce an e, din ce potgorie, de pe ce rând, din ce soi și așa mai departe. Lucrurile nu stau chiar așa. De fapt, somelierul este un personaj din organigrama restaurantului, așa ar trebui să fie. Din păcate, la noi realitatea arată altfel, în organigrama unui restaurant și este responsabil cu toate băuturile dintr-un restaurant. Deci, practic, un somelier autentic trebuie să știe în egală măsură toate băuturile din restaurant. Vinuri, beri, distilate, și aici intră nu numai coniacul, whisky, rom, tequila, rachiuri, tot ce doriți, ceaiuri, cafele, să vedeți ce lume frumoasă e în universul ăsta al cafelei sau al ceaiului și interesantă, și acolo vorbim de teroar ca și la vin, sucuri naturale, ape minerale naturale, plate și carbogazoase. Deci trebuie să le știe pe toate. Sigur că fiind un univers atât de complex al acestor băuturi, n-ai cum să le stăpânești pe toate în egală măsură. Perfect. Da, ne-am dorit toți perfecțiunea, dar este greu, chiar imposibil de atins. Și atunci trebuie să le știi măcar la un nivel de bază, ca să poți să știi ulterior, când ai nevoie, unde să cauți informația. Dar la un nivel de bază trebuie să știi. Și evident că din toate aceste capitole ale profesiei de somelier, la un moment dat te specializezi în ceva anume. Unii în vin și în distilate, alții în vin și în bere, alții în toate astea trei. Depinde. De exemplu, cel mai bun somelier din lume pentru ape minerale, vedeți, apa, mă spune, apa inodoră, incoloră, ce atâtea deosebire. Ar de Todorel Teodoreanu, da, de noi. Sunt, nu, el râdea având acea ironie fină care l-a caracterizat, dar știa realitatea, cu siguranță. Deci, vă spuneam, cel mai bun somelier din lume pentru ape, acum câțiva ani, a fost declarată o fată conațională de-a noastră, Iulia Goșea, acum o cheamă Iulia Scavo Goșea, pentru că s-a măritat, s-a stabilit în Franța, unde a fost declarată și cel mai bun somelier de pe Coasta de Azur, deci putem spune că e o mândrie națională, și a câștigat undeva în Argentina, mi se pare că a fost concursul, titlul de cel mai bun somelier din lume pentru ape minerale. Deci, vedeți că sunt, și să nu vă mai spun, e un restaurant în Roma, unde au pe lista de băuturi 600 de etichete de apă minerală. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Oricum, profesia asta de somelier, ea de la început nu a fost, să spunem, o exclusivitate a vinului, pentru că primii somelieri au apărut în perioada antică. De altfel, cuvântul somelier, etimologic vorbind, provine de la grecescul, din greaca veche, samar,
Samarul care îl punem pe măgari astăzi pentru cărat poveri, erau practic șefi de caravane de aprovizionare pentru curțile unor nobili ai vremii. Însă în sensul modern al cuvântului, primii someliere au apărut prin secolul XIII la curtea Papei de Avignon. Știți, pe vremea aceea lumea catolică era scindată, nu mult, vreo 50 de ani, a fost Papa de la Roma și Papa de la Avignon. Și la curtea Papei de Avignon au apărut primii somelieri în sensul modern al cuvântului. De acolo vine și simbolul actual al Breslei, acest taz du vin. Vedeți? Îi se spune ceșcuța de vin, tas du vin în limba franceză. Deci nu e un medalion. Și pe mine mă mai întreabă oaspeții pe la prezentări unde am câștigat trofeul. Nu, nu e un trofeu, nu e un medalion. E o ceșcuță de vin care era folosită pe acea vreme când nu aveam pahare de vin din sticlă cu picior cum avem astăzi. Era folosit pentru a degusta vinul, pe partea cu striuri vinul alb, pe partea cu bumb vinul roșu. În plus era făcută din argint masiv, pentru că pe vremea aia se practica un sport numit otrăvirea regilor, a șefilor, așa. Și era cam riscantă profesia, pentru că somelierul trebuia să și deguste la masă înainte de a turna în cupe înălțimilor. Și atunci folosea această ceșcuță. Otrăvurile din secolul XIII nu erau de sinteză chimică cum sunt azi, erau vegetale. Ori o travă vegetală înverzește instantaneu argintul. Și se vedea dacă e otrăvit sau nu. Deci asta e povestea simbolului. În prezent a rămas un simbol al Breslei. Și e purtat de somelieri autorizați, certificați, practic reprezintă un mesaj pentru oaspeții care intră în restaurant. Când vedeți somelierul cu taz du vinul la gât și cu șorțul care face parte din ținută, nu e șorț de francmason, ca să lămurim și povestea asta, nu e atât de scurt, e mai lung. Șorțul a fost introdus în ținuta somelierilor din motive pur pragmatice, pentru că, știu eu, până pe la mijlocul secolului trecut, somelierii trebuiau să și gestioneze butoaiele din pivnițele restaurantelor, să le cercuiască, să le curețe, să le păpurească și așa mai departe. Și normal că avea nevoie de un șorț. Din aceste motive a rămas șorțul și taz du vin, fac parte ca simboluri ale Breslei din ținuta somelierilor. Și vă spuneam că reprezintă un mesaj: când intrați într-o locație și vedeți somelierul în ținută cu șorțul și taz du vin la gât, e un fel de garanție a calității serviciilor din locația respectivă, pentru că somelierul practic este pe plan egal cu șeful din bucătărie, al doilea după directorul de restaurant. Ei trei împreună, acest triumvirat al plăcerilor, să spunem, sunt cei responsabili de lista de preparate, de alcătuirea listei de băuturi care să fie în perfectă armonie cu lista de preparate. Deci selecția de băuturi, capacitatea de a da consultanță la cerere oaspeților pe asocierile culinare, dar nu numai culinare, pentru că vinul, vedeți dumneavoastră, este, și nu numai vinul și celelalte băuturi, dar în primul rând vinul, este un suport de cultură și nu se asociază numai cu preparatele culinare. Vinurile se asociază și cu ora din zi când le consumăm. Sunt vinuri de mic dejun, deci de dimineață, vinuri de prânz, de după amiază, de cină. Se asociază cu contextul social al mesei. La același preparat, un vin o să vă recomand dacă avem, știu, un prânz de afacere, alt vin dacă e o cină romantică, alt vin dacă e o zi de naștere sau un team building și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, se asociază cu artele frumoase, în special cu muzica, cu literatura, cu filmul, pentru că fiecare vin, în funcție de soiurile din care a fost creat, în funcție de tehnica folosită în cramă, de personalitatea lui, cu alte cuvinte, îți dă o anumită stare de spirit odată băut. Și îți deschide sufletul sau nu, depinde cum e asocierea făcută,
pentru a recepta corect mesajul artistic. Încercați acasă să vedeți că nu se poate să bei orice vin și să asculți orice muzică. Un vin se cere la Maria Tănase sau la o lăutărească veche românească, alt vin se cere la Caro Emerald sau la Edith Piaf sau la o muzică pop, reggae, alt vin la o muzică folk și așa mai departe. Credeți dumneavoastră că proprietarii de restaurante, la modul cum ați descris dumneavoastră, foarte amplu și foarte complex rolul somelierului, înțeleg acest lucru și chiar e pus el acolo pe acel piedestal de care vorbiți? Nu, să știți că proprietarii de restaurante au început să înțeleagă și sunt convins că marea majoritate în prezent înțeleg rostul și locul somelierului. Numai că la noi piața este complet bulversată de niște realități care n-ar fi trebuit să facă parte din cotidianul nostru. Adică proprietarii de restaurante înțeleg, au nevoie de serviciul somelierului, dar, cum justifică ei, nu și-l pot permite. Pentru că serviciul unui somelier, vă spuneam, e egal cu șeful din bucătărie, deci nu este unul din cele mai ieftine. Și este și firesc să fie așa, să știți că practicarea acestei profesii presupune în primul rând niște costuri destul de mari, investiții în noi înșine, începând de la ținută, cărții, o meserie în care tot timpul trebuie să citești ca să te ții la curent și să deguști, înseamnă vizite făcute periodic în cât mai multe crame posibile, toate astea sunt niște costuri care trebuie cumva recuperate. E, și atunci proprietarii de restaurant spun, eu nu permit un somelier, pentru că ar fi prea mult și de câți bani îmi vinde vin sau alte băuturi acest somelier ca să pot să-mi recuperez. Ar trebui să mai adauge cât un pic la fiecare preț din lista de băuturi. Este și nu este corect această abordare și atunci cei mai mulți dintre știu câteva restaurante în țară care au somelier permanent, dar sunt foarte puține, foarte puține, aș spune chiar impardonabil de puține pentru tradiția și cultura românească. Cei mai mulți apelează la somelier poziția de consultant atunci când au nevoie să facă o listă de vin, când au nevoie să facă un training cu ospătarii, cu barmanii. Sau la câte o petrecere privată mai sau la câte o petrecere privată mai cu ștaif, da. De asta vă întreb, dar când intrăm într-un restaurant și vedem că are un somelier totuși, avem încredere că somelierul respectiv e bine pregătit? Aici, cum să vă spun, ține ca în orice profesie. Medalionul e o garanție că face parte dintr-o breaslă sau îl poate lua fiecare de la un anticariat sau de la un magazin specializat de vinuri? Nu, nici chiar așa. Ca în orice profesie, sigur că sunt vârfuri, sunt medii ca nivel de pregătire, mă refer, sau începători. Dar din moment ce are tas diuvenul, cel puțin trebuie să fie absolvent al unei școli, al unui curs de somelieri. Și atunci ceva în plus oricum are față de oricare dintre oaspeții care intră. Cât de bine pregătit este, asta ține de fiecare în parte.